Sunt din nou alături de dumneavoastră și vom continua cu partea a doua a tutorialului pentru mileul Isabela. Deci am terminat și acest rând, unde pentru fiecare segment am obținut un număr de 12 piciorușe duble înalte. Vom continua. Vom începe un nou rând. Voi face pentru început 3 ochiuri de lanț. După care voi lua din nou de două ori firul pe croșet și voi intra în corespondența următorului picioruș din rândul anterior, lucrând. Deci, cel de-al doilea picioruș dublu, cum ar veni de la începutul acestui rând. Al treilea picioruș dublu. Cel de-al patrulea. Al cincilea. Deci avem cinci. Și în penultimul picioruș din rândul anterior, facem din nou un picioruș dublu înalt. Vom lua de două ori firul pe croșet, am greșit eu aici. Deci acum începem să scădem. Nu am lucrat până la capăt fiecare picioruș din rândul anterior, deci am lucrat până în corespondența celui al penultimului picioruș. Un picioruș ne rămâne liber. Acum voi face un număr de 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț dintre aceste grupuri. Voi face un picioruș dublu înalt și voi continua din nou cu 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Acum din nou am luat firul de două ori pe croșet. Nu voi intra în primul picioruș din rândul anterior, ci în cel de-al doilea. Și vom continua lucrând de această dată un număr de 10 piciorușe duble înalte. Eu voi lucra acest segment împreună cu dumneavoastră. În felul acesta dumneavoastră înțelegeți exact. După care vom lucra singure. Așa cum v-am spus, modelul original nu este acesta. Eu l-am adaptat în funcție de nevoia pe care o aveam pentru a acoperi acolo un colțișor și apoi, bineînțeles, mi-a plăcut modelul, am lucrat și în alb. Așa cum vă spuneam, voi crea un colțișor și în culoarea mov. Acum voi lucra ultimul picioruș dublu din acest segment. Picioruș dublu înalt, totdeauna. Și după cum vedeți, lăsând nelucrat de o parte și de cealaltă câte un picioruș, am obținut un număr de 2, 4, 6, 8, 10 piciorușe duble înalte. Acum din nou voi repeta cele 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Voi lua de două ori firul pe croșet. Voi intra în spațiul dintre segmente, în spațiul
celor două ochiuri de lanț din rândul anterior, voi face un picioruș dublu înalt. L-am încheiat, voi face alte 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, din nou firul de două ori pe croșet și din nou voi lăsa nelucrat primul picioruș din rândul anterior, voi intra în cel de-al doilea și astfel voi lucra un număr de 10 piciorușe duble înalte. Deci, în felul acesta, vom merge pe întregul rând. Vom efectua scăderi, în plus adăugăm ochiurile de lanț cu piciorușul dublu înalt în mijlocul celor două ochiuri de lanț din rândul anterior. Eu sper că dumneavoastră înțelegeți încă prin modul în care mă exprim. De fiecare dată când fac un tutorial, sunt foarte emoționată, chiar dacă deja este ceva timp de când am început să fac tutoriale, de fiecare dată simt aceleași emoții ca la început. Și întotdeauna mi este oarecum sunt preocupată să nu greșesc ceva, să nu mă exprim în mod greșit. Uitați-vă, am obținut din nou cele 10 piciorușe duble înalte. Voi face din nou 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Voi lua firul pe croșet de două ori. Voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț care separă segmentele din rândul anterior. Voi lucra din nou 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, de două ori firul pe croșet și după ce am sărit un picioruș din rândul anterior, voi continua. Deci, în corespondența fiecărui segment, de data aceasta vom obține un număr de 10 piciorușe duble înalte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Deci, am ajuns la capătul acestui rând. Vom închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu picioruș alunecat. Și așa cum vedeți, în direcția fiecărui segment am obținut un număr de 10 piciorușe duble înalte separate între ele de 5 ochiuri de lanț, un picioruș dublu înalt urmat de alte 5 ochiuri de lanț. Acum voi începe rândul următor, deci continuăm cu scăderile, voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Normal ar fi să fac 4 ochiuri de lanț, însă pentru a nu crea o discordanță între rânduri, fac doar 3 ochiuri de lanț la începutul fiecărui rând. Și acum voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt, 2, 3, și cel de-al cincilea. Deci vom lăsa nelucrat un picioruș din rândul anterior. După cum vedeți, îmi rămâne acesta. Acum voi face 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cu aceste șase ochiuri de lanț voi veni aici, în interiorul celor cinci ochiuri de lanț din rândul precedent și voi face un picioruș scurt, după care voi face alte șase ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Vom lăsa piciorușul dublu în alt de rândul anterior, îl lăsăm deoparte. Vom intra în corespondența celor 5 ochiuri de lanț și voi face din nou un picioruș scurt. Voi face alte 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi lua de 2 ori firul pe croșet. Și nu voi intra în primul, nici în cel de-al doilea picioruș, ci voi intra în cel de-al treilea picioruș din rândul anterior. Și voi face un picioruș dublu înalt. 1. Și continuăm să lucrăm. 2. 3. 4, 5, 6, 7. Al șaptelea picioruș dublu înalt. Deci, acest rând, fiecare segment va avea un număr de 7 piciorușe duble înalte, după care vom repeta din nou. 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi intra și voi face un picioruș scurt în corespondența primelor 5 ochiuri de lanț care separă rândurile. Voi face din nou 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Voi lăsa în urmă piciorușul dublu înalt, voi intra în segmentul de 5 și voi face un picioruș scurt. Din nou continui cu 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6. Iau firul de 2 ori pe croșet, 1, 2, nu lăs în urmă primul, al doilea și voi intra în cel de-al treilea picioruș dublu înalt din rândul anterior, în felul acesta. Ceea ce obținem, uitați-vă, este aceasta. Aceasta este ceea ce trebuie să obținem și în felul acesta vom lucra până la sfârșitul acestui rând. Noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Iată, ne-a ajuns și la capătul acestui nou rând. Vom închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat, așa cum facem de obicei. Iar acum voi face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi lua de 2 ori firul pe croșet, voi intra în următorul ochi, voi face un picioruș dublu înalt, deci deja avem 2, cel de-al treilea, și cel de-al patrulea picioruș dublu înalt. Deci, după cum vedeți, ne rămâne deoparte un picioruș din rândul anterior pe care nu-l vom lucra. Acum, voi continua lucrând 2 ochiuri de lanț.
voi lua de două ori firul pe croșet și voi intra în corespondență celui de-al treilea arc format din cele șase ochiuri de lanț și voi face un picioruș dublu înalt. 1. Așa. Apoi voi face două ochiuri de lanț. Cum trage piciorușul până la capăt, așa. Voi repeta un nou picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț și vom continua în felul acesta lucrând 9 piciorușe duble înalte separate de două ochiuri de lanț. Deci în corespondența celui de-al doilea arc de câte 6 ochiuri de lanț. Trebuie să facem aceste 9 piciorușe duble înalte separate de două ochiuri de lanț. Deci avem 2, 4, 6, 7, 8, 2 ochiuri de lanț și cel de-al 9-lea picioruș dublu înalt, 2 ochiuri de lanț. Deci vom număra din nou. Nu trebuie să încurcăm acesta. Și avem 2, 4, 6, 8. Nu se vede. 2, 4, 6, 8. Am greșit eu aici. Trebuie să adaug un alt picioruș ca să am 9. Cel de-al 9-lea acum. Acum voi face două ochiuri de lanț. Voi lua din nou de două ori firul pe croșet. Și voi intra din nou, nu în primul, nu în al doilea, ci în cel de-al treilea picioruș dublu înalt din corespondența acestui spațiu. Aceasta este ceea ce obținem, după cum vedeți. Vom continua. De data aceasta, pe fiecare rând, avem un număr de 4 piciorușe duble înalte, pentru că scădem, așa cum v-am spus. Cel de-al treilea. Cel de-al patrulea. Două ochiuri de lanț și apoi vom intra din nou făcând piciorușe duble în corespondența celui de-al treilea celui de-al doilea segment din cele format din cele 6 ochiuri de lanț. Un picioruș dublu înalt, două ochiuri de lanț, un nou picioruș dublu înalt. Deci, în fiecare al doilea segment format din cele 6 piciorușe, 6 ochiuri de lanț, scuzați, vom face un număr de 9 piciorușe duble înalte, separate de două ochiuri de lanț. Așa cum vă spuneam, eu l-am adaptat după cerințele mele, tutorialul original. Cam în felul acesta trebuie să apară o porțiune. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Iată, ne ajungi și la capătul acestui rând. Acesta este penultimul. După ce am lucrat și
Ultimele nouă piciorușe duble înalte, separate între ele de două ochiuri de lanț, am executat cele două ochiuri de lanț care vor închide acest rând. Voi intra aici, în primul picioruș, în cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș, voi intra cu piciorușul alunecat, voi închide. Și din nou cu piciorul alunecat mă voi îndrepta în, în cel de-al doilea ochi. Pentru că de data aceasta vom avea doar două piciorușe duble înalte. Voi face trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Voi lua firul de două ori pe croșet, voi intra în cel de-al doilea picioruș și voi face un picioruș dublu înalt, le voi închide. După care voi lucra un număr de două ochiuri de lanț. Voi lua firul odată pe croșet și voi intra în spațiul dintre primele piciorușe din această serie de nouă și voi face un picioruș dublu, după care voi face trei ochiuri de lanț, le voi închide formând un picot. Voi lua din nou firul odată pe croșet și în interiorul aceluiași spațiu voi face cel de-al doilea picioruș dublu, după care mă voi îndrepta către următorul spațiu. Voi face un picioruș dublu, un picot, cel de-al doilea picioruș dublu, voi îndrepta către următorul spațiu, voi face un picioruș dublu, un picot, deci repetăm așa. Pe parcursul acestui evantai care s-a format. Acum mă voi îndrepta către următorul spațiu, voi începe din nou cu un picioruș dublu, un picot, vom închide, după care vom lucra al doilea picioruș dublu în interiorul aceluiași spațiu, exact cum am făcut și până acum. Un picioruș dublu, un picot, cel de-al doilea picioruș dublu, mă îndrept către următorul spațiu, piciorușul dublu, un picot, cel de-al doilea picioruș dublu în interiorul aceluiași spațiu, mă deplasez în următorul, am făcut deja piciorușul dublu, acum voi face un picot, cel de-al doilea picioruș dublu, deplasez în următorul spațiu, picioruș dublu, picot,
un nou picioruș dublu. Și uitați-vă, în felul acesta am lucrat primul levantai. Acum din nou voi face două ochiuri de lanț. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi intra în cel de-al doilea ochi. Voi face un picioruș dublu înalt. Îl voi face pe cel de-al doilea. Deci acest rând vor fi doar două piciorușe duble înalte. După care voi face din nou două ochiuri de lanț. Voi lua odată firul pe croșet și voi intra din nou în corespondența spațiului dintre primele două piciorușe din evantai. Și voi lucra exact în același mod. Un picioruș dublu, un picot, din nou un picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu. Ne vom deplasa în următorul spațiu și vom continua în acest fel pe întreg parcursul acestui rând. Acesta, așa cum vă spuneam, este ultimul rând. Cu el vom închide acest mileu care va purta numele doamnei Izabela. Nu știam ce nume să-i pun, pentru că, așa cum vă spuneam, modelul original este mult mai mic, este diferit. Eu l-am modificat și, să spunem așa, mare parte mi-aparține. De aceea îl voi numi cu numele doamnei și îi voi mulțumi pentru răbdare, pentru că a avut timp să aștepte. Sper să vă placă tuturor, să vă fie de folos. Nu uitați să dați un like, vă rog foarte mult să dați like-uri la tutorialele care le urmăriți. Voi diversifica cât de mult voi putea gama tutorialelor. Voi intra, așa cum ați văzut, cu un pic de croșet irlandez, cu un pic de mileuri. Continuăm cu amigurumi. Deja am în proiect un tutorial pentru amigurumi și acela va fi lucrat la dorința unei doamne care face parte din grupul nostru, care este înscrisă pe canalul de YouTube, și vom încet încet vom acoperi o gamă cât mai largă de tutoriale. Sper că ceea ce lucrez să vă placă. Sper că dumneavoastră să nu uitați să dați un like, să apăsați pe clopoțel, astfel veți ști momentul în care eu voi reuși să pun pe YouTube un nou tutorial. Mai mult timp îmi ia acum încărcatul pe YouTube, pentru că este foarte, foarte greoi, foarte dificil de încărcat. Ia uitați-vă ceea ce obținem, uitați-vă ce frumusețe, și bineînțeles când va fi gata, spălat, apretat, călcat, va fi ceva deosebit. Vom continua singure. Acum vă arăt din nou totuși, să nu vă las în suspans, în neștiință. Voi face deci două ochiuri de lanț după ce am lucrat în interiorul celor nouă piciorușe, așa cum știți.
două piciorușe duble și separate de picot. Voi lua de două ori acum firul pe croșet, voi intra în cel de-al doilea picioruș, voi face un picioruș dublu înalt, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, deci de data aceasta vor fi doar două piciorușe duble înalte, două ochiuri de lanț și cu picioruș scurt voi intra în spațiu, primul spațiu, lucrând așa cum ați văzut până acum, picioruș scurt, picot, un nou picioruș scurt și ne deplasăm în următorul spațiu. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui nou rând și ultimul. După ce am lucrat în fiecare bantai cele două piciorușe duble separate de un picot, apoi urmate de două ochiuri de lanț, două piciorușe duble înalte, am ajuns și la capătul acestui ultim rând. Acum voi face ultimele două ochiuri de lanț. 1, 2. Voi intra în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând. Voi închide cu piciorușul alunecat. Și voi scurta firul și astfel am încheiat acest mileu. Bineînțeles, firul îl vom ascunde pe spate. Eu vreau să vă arăt rezultatul final. După cum vedeți, așa cum v-am prezentat la început, diferența. Bineînțeles, el acum nu stă perfect, pentru că abia l-am terminat de lucrat. Când este spălat, când este apretat, călcat, va lua forma pe care ați văzut-o. În funcție de firul pe care îl veți folosi, va fi și dimensiunea mileului. Folosiți un fir mai subțire, mileul va fi un pic mai mic. Folosind un fir mai gros, mileul va fi mai mare și astfel am încheiat o nouă etapă. Acesta este unul din primele mileuri pe care le lucrăm. Continuând cu seria tutorialelor din Tainele croșetului irlandez, vom ajunge să lucrăm și mileu cu acele motive. Deocamdată eu atât am vrut să vă prezint. Sunt Tatiana Andrieș și vă rog din nou foarte mult să dați un like dacă vă place ceea ce realizez, dacă din întâmplare vedeți unul din tutorialele mele și nu sunteți încă înscrise pe canalul de YouTube, vă rog să vă înscrieți. Totul este gratuit, puteți urmări tutorialele ori de câte ori doriți. Scuzați, în momentul în care una dintre dumneavoastră aveți o anumită preferință pentru un tutorial care este realizat într-o altă limbă, puteți să-mi scrieți în privat, pe Messenger, să-mi trimiteți fotografia și eu, în funcție de timpul pe care îl am, voi încerca să mulțumesc pe fiecare dintre dumneavoastră. Nu uitați, așa cum vă spuneam, să dați un like, să apăsați pe clopoțelul care vă anunță ori de câte ori eu încarc un nou tutorial pe YouTube. Vă mulțumesc din nou pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne vom reîntâlni cât de curând cu un nou tutorial. La revedere!